Viața Sfintei Mucenițe Teodula. Pe vremea împărăției lui Dioclețian și Maximian, împărații Romei, în cetatea Ana Zavriei, era un voievod anume Pelagie, care a zis către slujitorii săi: duceți-vă în toată stăpânirea mea, căutați pe creștini și prinzându-i aduceți-i la judecată ca, ascultând porunca împărătească, să se închine zeilor noștri. Ducându-se slujitorii să împlinească porunca, au prins pe o femeie creștină anume Teodula. Dar ea, netemându-se atât de chinuri pe cât se temea să nu fie necinstită de cei necredincioși, le da mult aur rugându-i să-i dea drumul. Iar ei, ne luând în seamă aurul, au dus-o la voievodul lor și au spus despre dânsa cum că voia să se răscumpere cu aur. Atunci, voievodul a lăudat pe slujitorii care nu s-au bucurat de aur și nu au eliberat-o și pentru care lucru i-a cinstit cu daruri. Apoi, șezând la judecată și punând de față pe acea fericită femeie creștină, a întrebat-o de numele ei. Ea a răspuns: sunt creștină. Voievodul Pelagie a zis: mai înainte de a începe să te chinuim, spune-ne numele tău. Sfânta a răspuns: ți-am spus odată și n-am mințit că mă numesc creștină. Acesta mi este numele cel cinstit și veșnic, iar de oameni sunt numită Teodula. M-am născut din părinți credincioși și sunt prea bine crescută în legea creștină. Voievodul i-a zis: te văd răspunzându-mi fără minte. Teodula a răspuns: voi sunteți fără minte, că ați lăsat pe Dumnezeu și vă închinați pietrelor. Voievodul a zis: te sfătuiesc ca pe o soră să jertfești zeilor, ca să vii să te desfătezi în averile mele și să fii în mare cinste. Teodula a răspuns: desfătează-te în averile tale tu și tatăl tău Satana, că veți fi împreună moștenitorii muncii veșnice. Voievodul zise: știu că voi, femeile, sunteți pornite cu năravurile și ocărâți pe stăpâni, însă eu sunt negrabnic spre mânie și cu blândețe te învăț să te supui mie și să jertfești zeilor, ca să nu-ți pierzi sufletul. Sfânta răspunse: eu nu-mi pierd sufletul ce-l mântuiesc, petrecând în mărturisirea lui Dumnezeu, iar trupul va merge în pământ. Deci nu fără de minte îți zic să-mi chinuiești trupul precum voiești, căci Dumnezeu, văzând răbdarea mea, îmi va trimite ajutorul său, de vreme ce voiesc a pătimi cu o sârdie pentru el, precum și el a pătimit pentru noi, pe cruce, lucrând mântuirea poporului său. Pelagie, voievodul, a zis: socotești că prin aceste cuvinte ale tale mă vei porni spre mânie ca să te pierd mai degrabă. Să știi bine că te voi chinui multă vreme, tăind unul câte unul din mădularele tale până ce te voi pierde. Sfânta a răspuns: vicleanule și răpitorule lup, cum vei putea să pierzi pe oaia care are ca păstor pe bunul Hristos, făcătorul tuturor, și dintre ale cărui mâini nimeni nu va putea să mă răpească? Atunci, mâniindu-se tiranul, a poruncit să o dezbrace pe sfântă și să o spânzure de cosițele capului de un chiparos și să o chinuiască arzându-i pieptul cu țepi de fier încinși. Iar sfânta, fiind chinuită, a zis: să știi, voievodule, că nu simt chinurile, ci pe tine te văd chinuindu-te și biruindu-te. Voievodul îi răspunse: zeii noștri sunt milostivi și știu că vrei să te întorci către dânsii, de aceea, cruțându-te, au luat durerea de la tine ca să nu simți muncile. Sfânta i-a zis: unde sunt zeii tăi care m-au cruțat? Arată-mi ca să-i cinstesc. Voievodul, auzind acest cuvânt,
S-a bucurat foarte și cu sârguință a poruncit ca, deslegând-o, s-o ducă în capiștea lui Adrian, pe care l-aveau ca pe un zeu prea lăudat. Deci, intrând sfânta în capiștea aceea, a văzut pe idolul lui Adrian și, rugându-se adevăratului Dumnezeu, a suflat asupra idolului și îndată a căzut, lovindu-se ca de un tunet și s-a frânt în trei părți. Apoi, ieșind sfânta afară, a zis către voievod: intră și dă mână de ajutor zeului tău, deoarece a căzut și s-a sfârmat. Voievodul, intrând, a văzut pe idol căzut la pământ, sfârmat în trei bucăți, și s-a tânguit după el cu plângere mare. Apoi, ajungând vestea la împărați despre sfârmarea lui Adrian, au trimis un bărbat în cetatea Anazavriei ca să afle de este adevărat și să-l dea pe voievod la fiare. Înștiințându-se de aceasta, voievodul a căzut înaintea Sfintei Teodula cu plângere, rugându-o să facă întreg pe zeul lor, iar el a făgăduit să se facă creștin de va vedea pe zeul acela stând la locul său, unde fusese mai înainte. Sfânta, făcând rugăciune către Atotputernicul Dumnezeu, a poruncit idolului să se ridice întreg și să se așeze la locul lui. Atunci, îndată, idolul s-a ridicat întreg și s-a așezat la locul unde fusese mai înainte. Deci, venind omul cel trimis de la împărat și văzând pe idol întreg, s-a întors, nefăcând voievodului niciun rău. După aceasta a venit la Pelagie o scrisoare de la împărat, poruncindu-i ca să o piardă cu moarte, chinuind-o pe Teodula cu diferite chinuri. Iar Pelagie, nu numai că nu și-a îndeplinit făgăduința, adică a se face creștin, dar uitând și facerile de bine ale Sfintei Teodula, a pus-o iarăși la chinuri și a poruncit să-i ardă picioarele cu țepușe înfocate. Făcându-se aceasta, s-a apropiat de Pelagie un închinător de idoli, anume Comentarisie, zicându-i: mă rog strălucirii tale, voievodule, să-mi dai stăpânirea asupra ei și eu o voi face să se închine zeilor, iar de nu voi face aceasta, apoi să-mi tai capul. Deci voievodul i-a dat putere asupra sfintei. Iar tiranul, făcând 5 piroane lungi, a înfipt unul în urechea ei stângă și l-a trecut prin urechea dreaptă. Alt piron l-a înfipt în urechea dreaptă și a străbătut capătul pironului până în cea stângă. Al treilea l-a înfipt în fruntea ei, iar celelalte două în pieptul ei. Sfânta, ridicându-și ochii către cer, s-a rugat lui Dumnezeu să-i dea răbdare. Și îndată a primit ajutorul lui Dumnezeu și tămăduire, pentru că au căzut piroanele și a rămas sănătoasă. Apoi Comentarisie, luând pe sfântă în casa sa, o sfătuia cu cuvinte înșelătoare să se închine zeilor lor, ca și eu, zicea el, să primesc cinste de la voievod și tu de la împărați să te învrednicești de mare slavă. Sfânta a zis către el: gândește-te tu singur și te fă creștin, ca să te învrednicești nu de cinstea cea de puțină vreme, ci de cea veșnică, într-o împărăție a Domnului nostru Iisus Hristos, celui ce are să judece vii și morții și să răsplătească fiecăruia după faptele lui. Iar Comentarisie a zis: spune mie, roaba lui Hristos, tot adevărul, că s-a aprins inima în mine după cuvintele tale. Deci Teodula i-a grăit: lumea aceasta, bogățiile și toată slava ei de grabă trec, iar viacul cel viitor este nesfârșit. De va face cineva aici fapte bune, va lua răsplătire bună în viacul acela, iar cei ce fac rele în lumea aceasta vor fi acolo munciți în veci, mai ales cei ce se închină idolilor, ca și voi, vor cădea în chinurile cele nesfârșite.
Cu aceasta și cu mai multe cuvinte, Sfânta Teodula l-a dus pe comentarisie la cunoașterea adevărului și acesta, omilindu-se cu inima, a zis: Rogu-mă ție, Doamnă Teodula, nu pomeni răutățile cele ce ți-am făcut, ci te roagă pentru mine Dumnezeului tău ca și eu să fiu creștin. A doua zi a stat comentarisie în fața voievodului cu Sfânta Teodula și i-a zis: N-am putut să întorc pe roaba adevăratului Dumnezeu de la dreapta și fericita ei cale, dar mai ales ea m-a povățuit și pe mine la calea cea dreaptă, izbăvindu-mă de întunericul neștiinței și aducându-mă la Hristos adevăratul Dumnezeu, în care cu neîndoire cred și mărturisesc prea sfânt numele său și mă închin lui cu o sârdie. Aceste cuvinte ale lui, auzindu-le, voievodul a poruncit ca îndată să-i taie capul cu sabia, iar trupul să-i-l arunce în mare și astfel s-a sfârșit chinuirea lui în 24 de zile ale lui ianuarie. Iar Sfânta Teodula a fost aruncată într-un cuptor aprins și a petrecut întrânsul nevătămată. După aceasta, dat-o în stăpânire unuia anume Eladie, ajutător al voievodului, ca să o îndemne la închinarea idolilor, dar și acela, ca și comentarisie, prin cuvintele cele de Dumnezeu insuflate ale Sfintei Teodula, a fost adus către Hristos și, stând înaintea voievodului, a mărturisit că este creștin, fiind apoi tăiat cu sabia. Atunci, arzând tiranul o tigaie, a întins pe fericita Teodula pe tigaia aceea și a turnat peste dânsa smoală fiartă, ceară și unt. Însă tigaia a crăpat de foc și, aruncând scântei mari și văpaie înfocată, a ars mulțimea poporului ce stătea de față, iar pe voievod, ajungându-l focul și vătămându-l, l-a dat morții celei amare, pe când Sfânta Teodula a rămas fără vătămare. Această minune, văzând o mulțime a poporului, între care erau și Macarie cu Evagrie, cinstiți cetățeni, a crezut în Hristos. Mai pe urmă, necredincioșii, arzând ei iarăși cuptorul, au aruncat întrânsul pe Sfânta Teodula și cu dânsa și pe Macarie și Evagrie și pe mulțimea acelora ce au crezut în Hristos. Acolo, rugându-se cu toții, și-au dat sfârșitul și, trecând la viața cea nesfârșită, se încununează cu cununa biruinței și dănțuiesc cu toți sfinții, slăvind pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh în veci. Amin.